și prieteni, etapa se încheie în Gruia cu duelul dintre liderul autoritar CFR Cluj și ultima clasată academică din Clinceni. Sigur că Dan Petrescu este prudent indiferent de adversar. Și l-am văzut la interviu înainte de meci cu un discurs logic, coerent. A spus, domne, Clincenul nu are ce pierde. Dacă face un egal, o performanță uriașă. Dacă bat cumva, sunt eroi. Iar dacă pierd, asta este, nimeni nu aștepta de la ei puncte. Pasă foarte bună spre Costache și este gol marcat de CFR. Minutul 5. 1-0 înscrie Costache. Este al patrulea gol al lui Costache împotriva acestui adversar. Nu este offside. Diferență mare de viteză între Costache și Bilali și un șut foarte frumos. Fără nicio șansă pentru portar. 1-0. Lucrurile sunt în grafic, aș spune. Din nou o greșeală a celor de la Clinceni. Centrare, Omrani la câțiva centimetri de golul de 2-0. Încercare de reluare din foarfecă. Execuție ratată însă a lui Costache. Întotdeauna Costache a fost un tip deosebit de ambițios în asemenea momente. N-a ezitat să încerce execuții pretențioase. Un nou contraatac foarte bine jucat de cei de la CFR cu centrarea lui Sigur Ionson. Costache și gol înscris de Sigur Ionson, 2-0. Un mijlocaș central foarte eficient și care la recuperări foarte eficient în locul defensiv și care dă și goluri. A doua etapă consecutivă în care Sigur Ionson punctează. Costache, gol și asist. Tot cu capul a înscris Sigur Ionson și împotriva celor de la FC Craiova. Etapa trecută. Șutată, minge grea. Foarte bună ideea lui Robert Ion. Reacție pe măsură a lui Hindrich. Susici are timp să-și potrivească centrarea și asta se vede. Reușește o execuție excelentă pe care însă Omrani o ratează. Îi oferă o minge perfectă lui Omrani, acesta însă ratează. Centrare de o calitate excepțională a jucătorului bosniac. Revedem golurile. Practic a jucat rolul unui fotbalist clujean. Ce șut prinde Sigur Ionson cu acea deviere. A prelungit practic pe colțul lui. Șut foarte bun al lui Sigur Ionson. Un fotbalist cu multe calități care totuși nu se numără printre favoriții lui Dan Petrescu. Are în acest sezon de Liga 1 doar 420 de minute bifate. Și meciul se termină. 3 puncte câștigate ușor, fără probleme, conform așteptărilor de campioana României. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.